Vă salutăm și pe deputatul AUR, Antonio Andrușceac. Bun găsit, domnule Andrușceac. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Domnul Andrușceac, prețurile la pompă au sărit, evident. Când sari, sari numai în sus, evident, da? Că dacă sari în jos, e nasol că nu dai faliment. Pe de altă parte avem un domn ministru de la agricultură care în fiecare zi se duce la supermarket, da? Să verifice dacă plafonarea daosului comercial, am spus bine, Simona Man, este una reală pentru consumatorul român. Dar nimeni nu spune ce se întâmplă cu consumatorul din mediul rural, unde nu există supermarket care s-a aliniat la astfel de plafonări de adaos comercial. Iar colegii mei s-au dus în piață. Odată cu scumpirea carburanților, se vor scumpi și produsele din piață. Da? Alea săracele, pentru că alea trebuie transportate. Și domnul Ciolacu zice, domnule, mă bucur. Am văzut eu că n-au scumpit. Păi domnul Ciolacu, au scumpit înainte să plafonez batalia, adaosul comercial. Asta ca să afli de la noi. Vă rog. Asta cu ce spune domnul Ciolacu e un fel de bucuria săracului. Haideți să ne bucurăm că mai avem o lună jumate din plafonarea acelor prețuri care a fost făcută doar pe produsele din România sau pe cele care sunt procesate aici. Nici bucuria asta nu o să țină mai mult decât acest sezon. Bunăstarea se creează prin investiții în mediul privat, investiții în agricultură, prin taxarea corectă a marilor operatori cărora le-am vândut toate resursele acestor țări, prin infuzie masivă în economia privată și creare de locuri de muncă. Toate aceste mici pansamente, plasturi ăștia pus și așa pe sacoșa noastră, pe coșul zilnic, nu fac decât să arate cât de incapabili suntem ca țară, cât de incapabili sunt ei ca guvernanți să facă pasul spre o tranziție dinspre rău în puțin mai bine. Dar nu cu lucrurile astea se poate face. Domnul, eu aș vrea să-i răspund domnului parlamentar AUR, da, care spune că este bucuria săracului. Păi cum să putem să spunem asta? Că noi tocmai asta ne-am dorit ca acel consumator vulnerabil să aibă acces și el să-și cumpere alimentele de bază și să-și asigure coșul zilnic. Cum să putem să spunem că e bucuria săracului? Eu cred că e absolut necesar să ne uităm către acest consumator vulnerabil care, da, probabil că e sărac și probabil că nu are bani și nu are venituri suficiente și trebuie să ne uităm și să ne îndreptăm către el și să-l ajutăm și pe el ca să își umple coșul acela zilnic și să poată să consume alimente de bază. Eu cred că dacă dumneavoastră nu vă uitați către cei săraci și mulți, păi atunci către ce vă uitați voi cei de la... Eu mă uit către cei... Nou. Eu mă uit către clasa medie care a dispărut, deci nu prea mai văd nimeni. Noi ne uităm, pe nimeni știți, acolo încotro mă uit social, se uită și văd și către cei către care trebuie să ridicăm ochii. Nu trebuie să stau cu ochii în pământ să mă gândesc cum să fac ca săracul să nu moară. Că nu-i fac niciun bine.